Din nefericire, cuvântul criză a devenit o banalitate în jargonul politic și diplomatic al Uniunii Europene în ultima vreme. Valul de migrație ilegală, pornit în primăvara anului trecut, în vecinătatea noastră sudică, a atins apogeul de-a lungul așa numite rute balcanice. Pe rând, Italia, Grecia, urmate de o mare parte a statelor membre ale Uniunii Europene, au simțit în mod nemijlocit presiunea acestui val migrator.